Un nou sezon al emisiunii concurs pot să fiu o stea proiect marca Darekin TV înseamnă o nouă șansă pentru copiii care doresc să se afirme în domeniul muzical. Emisiunea își propune să descopere noi talente, dar și să le promoveze, lucru ce până acum a fost făcut cu succes. Un exemplu elocvent în acest sens fiind Alexia Aștelian, câștigătoarea sezonului 3, care acum este în finala unei competiții muzicale la nivel național. O nouă provocare pentru noi, da, al șaselea sezon, proiectul Marca Darighin TV Poți să fie o stea în colaborare cu partenerii noștri de la Casa de Cultură George Enescu. Un proiect de suflet, cum am spus-o de atâtea ori și e un context favorabil. Chiar urmăream zilele acestea evoluția Alexei Aștelian la o emisiune pe televiziune națională unde a ajuns în finală și a fost o mare, o mare bucurie din două din două puncte de vedere. Pe de o parte, fiindcă este o reghineancă plină de talent și e un copil deosebit și a ajuns să fie cunoscută și la nivel național. Pe de altă parte, este câștigătoare. Laureata emisiunii noastre concurs pot să fie o stea și atunci nu putem fi decât foarte, foarte încântați. Îi așteptăm pe copiii talentați să fie pe scenă. Pentru noi și pentru ei și pentru părinți, pentru familie, e o mare bucurie. Cred că asta este cel mai important: să le deschidem o ușă, să fie un, un început, să fie o provocare și pentru ei. Înscrierile debutează odată cu luna martie și se pot face zilnic la numărul de telefon 0758 259 507. Cei care doresc să se înscrie trebuie să îndeplinească anumite condiții. Înscrierea începe cu data de 1 martie, iată că prima zi a primăverii vine cu bucurie în suflete. 1 martie până pe data de 21 martie va avea loc înscrierea. Părinții își înscriu copiii pentru acest concurs al șaselea sezon, pot să fie o stea. Trebuie să aibă cunoștințe în lumea muzicii, fie muzică populară, fie muzică ușoară. Vârsta maximă, 16 ani. În momentul în care se înscriu, Va urma o etapă de preselecție, care o vom stabili ulterior. Ei trebuie să aibă un negativ, muzica să fie însoțită de un negativ, melodia. Și, bineînțeles, în cadrul concursului vom mai discuta, se va puncta absolut totul, începând de la ținută, atitudinea scenică, interpretare și toate lucrurile astea, care deja de 5 sezoane cred că celor care sunt de partea noastră le sunt cunoscute. Evoluția concurenților va fi apreciată de către un juriu format din trei membri. Toți cei care doresc să participe sunt așteptați cu drag. Sperăm să continuăm în aceeași formulă și cu membrii juriului, subsemnatul Maria Neac și Marcel Naste, alături de colega noastră Simina Cota, realizator și prezentator al emisiunii concurs Poți să o stea. Vă așteptăm, părinți, copii, bunici, vă așteptăm cu toții la sezonul 6 E Concurs cu pot să fie ăsta.